și bun găsit! Particip, deci există, aceasta este tema emisiunii de astăzi. Participarea cetățenilor în luarea deciziilor este esențială pentru o societate democratică. Cetățeanul trebuie să se implice în procesul de luare a deciziilor de diferite tipuri și niveluri pentru a îmbunătăți calitatea acestora. Cum pot oamenii să participe la procesul decizional, ne va spune astăzi Ion Boroș, profesor, și Lazar Buzut, reprezentant al societății civile. Bună seara și bine ați venit în studioul Albasat! Tema emisiunii de astăzi este Particip, deci exist. Vă rog să-mi spuneți și dumneavoastră ce înțelegeți dumneavoastră prin această expresie. Domnule Buzut! Eu! În primul rând, a participa la luarea deciziilor înseamnă controlul societății civile a autorităților publice. Ei știu că aceștia care participă la luarea deciziilor, dacă ei nu vor ține cont, nu vor realiza ceea ce li s-a propus lor, atunci o să aibă relații nenormale cu societatea civilă. Și o să avem ceea ce avem astăzi în Republică. Disonanță completă între conducerea statului moldovenesc și populației. Păi, dar asta e numai un element. O autoritate publică care vrea să servească poporul, numai decât trebuie să ții cont de dorința acestuia. Și iată, participarea, ei trebuie să stimuleze această participare, în primul rând, că ea are două sensuri. La Nisporin există această stimulare? Sunt stimulați cetățenii? Nu, ea nu există la noi în Moldova. Ea de-abia acum apare. Iată, la nivel republican, mișcarea aceasta care are loc astăzi, permanent, platforma, da, ea a propus niște lucruri și cu scârți încep să ții cont de ele. Chiar dacă nu sunt acceptate din suflet, totuși, probabil că sunt siliți să facă unele cedări, unele realizări în ceea ce propune această platformă. Cred că este o metehnică în societatea noastră și această comunicare de participare a populației la luarea deciziilor nu a fost în atenție interesului autorităților publice. Domnule Boroș, dumneavoastră, ce înțelegeți prin această expresie? Particip, deci exist. Mi se pare că firea omului trebuie să fie să poarte o încărcătură participativă. Altfel, noi suntem o personalitate, vreau că și pe pământ, și în societate, și în circul de oameni de interes, vreau să zic că noi apărăm niște valori. Fie că este o valoare colectivă, fie că este o valoare personală, fie că este o valoare națională. Deci, problemele sunt de diferite greutăți. Vorbea domnul Buzut acum despre platforma, da. Este o... Le place unora, nu le place unora, dar este, vreau zic, o mișcare care reprezintă o durere națională, repartizată pe diferite sectoare. Este, fie că e vorba de aparatul judecătoresc, fie că e vorba de gospodărire, de economie și așa mai departe, adică s-au adunat un șir de probleme care trebuie să rezolvate. Omul, fiind chiar, vreau zic, și în cadrul unei familii și în cadrul unei comunități, trebuie să fie o personalitate, să aibă o verticalitate. Adică, vorbea de administrația publică locală, ar avea de câștigat administrația publică locală dacă s-ar consulta permanent cu cetățenii. Ar lucra și mai productiv. De ce? De atâta, fiind printre oameni, fiind aproape din nevoile oamenilor, ar veni și la ședințele de Consiliu și la alte, vreau zic, ședințe cu durerile oamenilor și oamenii ar vedea, vreau zic, în autoritățile publice locale, purtătorii, vreau zic, acelor dureri sau rezolvarea acelor probleme cu care se confruntă ei în viața de toate zilele. Ruptura aceasta dintre, vreau zic, fiind cu părere de rău, nu ne uităm mai să o luăm. Eu mai puțin vreau să critic administrația publică de la Nisporin. În Nisporin s-au făcut niște lucruri și bune. Ce să zicem, nu ce am vrea. În ultimul an s-au făcut lucruri bune. Așa-i?
Dar este această vrească diferențiere și aici la Lunzi Poreni. Dar dacă vorbim de Republică, vorbim despre oamenii cei care o dată în 4 ani vin și nici el nu a votul. Și după aceea rămânem... Uite de noi, să de rămânem, toți cetățenii. Cetățeanul rămâne pleava. Adică nici un socot. Poți să stai cu 6 luni în stradă și să vrei niște revindecări și nu coboară. Așa, așa mândrie au. Așa demnitate, vrească în ghilimele, că ei nu coboară la nevoile cetățeanului, la nevoile vrească. Piața nu reprezintă tot poporul. Dar cine reprezintă poporul? Clanurile acestea care au împărțit între ei tot ce este ce au mai rămas la Republica asta? Deci, mie îmi pare că cetățeanul trebuie să se dezlege sufletul, limba, să treacă peste frica aceea care am promutat unul de, mai vorbeam unul de vremurile cele de temut de mult, și să meargă vrazică. Eu, de pildă, nu chem la revoluție, când este o problemă serioasă care o avem noi în țară. Fiindcă este să răsfrânge numai asupra Chișinăului, numai asupra Republica, să răsfrânge asupra fiecare familie dintre noi. Eu tare mă tem să vă spun sincer că pe luna decembrie, ianuarie, nu o să primim nici pensiile, nici salarii, dacă continuăm în halul ăsta în care aleșii noștri, a poporului vrească, deriguie țara. Că am ajuns în ziua de azi la ceea ce am ajuns, la o prăbușire totală, când am avut întreaga lume și întreaga Europa în țara asta. Am avut proiecte, am avut granturi care veneau în ajutorul omului simplu la țară, construiau o apeduc, construiau o canalizare, construiau, vreau zic, o grădiniță și așa mai departe. Am ajuns astăzi că nici acestea nu vin. Asta e rezultatul ăstora care 4 ori 6 ani au diriguit țara asta. Este important, este foarte important, doamna Tatiana, ca cetățeanul, vreau zic, să se ridice, să-și îndrepte spinarea, să spui cu oameni buni, ajunge. Ia mai cu Borisulea, că dacă vine furtuna cea mare, atunci nu rămâne din ei nimic, nu rămâne. Dar, domnule Buzu, ce înseamnă să fii cetățean activ? A fi cetățean activ înseamnă a te implica în viața publică. Dar eu aș vrea să adaug la aceeași problemă, la aceeași întrebare. Această implicare la luarea deciziilor a populației este cel mai important moment de educație a populației. Populația noastră este deprinsă. E intrat în sânge. Că pentru dânsa gândește partidul, sindicatele, toți șefii și se lasă în nădejde asta că ei au grijă. Dar vremurile astea au trecut, cu desăvârșire au trecut. Trăim alte realități, trăim într-o altă societate de acum. Nu mai este societatea de altă dată monolită și condusă de cineva ca o turmă. Fără această implicare, nu poate progresa societatea. Iată, dumnealui a exprimat temerea. Dar eu sunt convins că să fie lucrul ăsta. Pentru că dacă cineva mai gândește sau speră că această conducere care o avem astăzi o să înțeleagă în ce pericol ei se află, ar putea, în primul rând, ori să se retragă, ori să facă 180 de grade. Să întoarcă cu fața, cu urechea la populație, nu la popor, pentru că noi încă popor nu avem. Poporul e altă dimensiune. Ei nu sunt interesanți. Autoritatea publică nu e cointeresată în activismul populației. De ce nu este cointeresată? În primul rând, ei sunt necompetenți. Ei nu știu ce au de făcut. Iată, ei ar ști ce au de făcut dacă ar comunica cu populația. Dacă ar promova activismul populației, atunci ei ar ști ce au de făcut. Acum, se repet la, hai să-i spunem direct, la treuca asta socială, plină cu bunătăți. Pentru că nu vin la conducere, nu vine la primărie, nu vine în Parlament cu scopul să servească poporul. Da? Să se îmbogățească. Și atâta timp cât populația va dormi, dar mie îmi pare că
chiar a venit o vreme interesantă în Moldova. Mie îmi pare că în sfârșit s-a trezit, nu toată populația, dar o bună parte din ea s-a dat seama în ce situație se găsește. Ea poate va scădea această revoltă care este astăzi, dar numai va scădea pentru un timp. Dar va lua o amploare și mai mare și, cum a spus domnul Băuroș, într-adevăr, furtuna care se poate dezlănțui ar putea mătura totul din cale. De atâta trebuie, în primul rând, autoritățile publice, fie locale, fie republicane, să-și dea seama că timpurile s-au schimbat, că bat alte vânturi din altă direcție și se presupune că o să fie destul de puternice. De atâta trebuie să ne salvăm cu toții. Dar salvarea noastră constă numai în această contribuție personală a fiecărui cetățean la gestionarea interesului public. Vreau să spun că noi ați rămas pentru niște valori europene și o bună parte din cetățenii noștri care lucrează pe hotarele Republicii vin de acolo alții cu o altă mentalitate, văd lumea altfel. A atinge acestor valori, nu vă gândiți că aceste valori au fost atinse, vreau să zic că fără trecere peste perioade de vii forniță, peste perioade vrați încordați, toate au venit, n-au venit din cer. Deci, adică, pretutindeni, unii s-au atins aceste, vreau zic, s-au atins aceste înălțimi, au trecut prin anumite etape mai grele și mai ușoare. Eu cred că și la noi tot așa o să treacă. Este dureros faptul, fiindcă nu vorbea domnul Buzut aici despre de ce ar trebui să fie, de ce nu le convine administrației publice, orice rang n-ar fi, fie că e rangul 1, 2 sau 3, nu contează, central sau la nivel de primărie, fiindcă activismul oamenilor, activismul cetățenilor ar controla administrația publică locală, ar controla și ar putea arăta din deget. Uite, aici nu se poate făcut așa. Nu se poate cum era înainte de luat banii școlilor și de făcute alte lucruri. Nu s-ar putea cum face cu administrația publică raională la capăt de an, când iei din gura copiilor handicapați, când iei din asigurările sociale cu milioanele și redirecționezi cu tot o altă parte la un obiect, fiecare chiar e important. Dar cum să las pe drumuri un invalid fără pensie, niște copii nealimentați ca lumea? Aici e chestiunea. Adică, în cazul de față, dacă ar fi, cum am spus, activ, ar fi un control, vreau să asupra, nu numai a finanțelor, chiar și a lucrărilor administrative, că ele sunt mult mai valoroase și mai extinse. Aici e chestiunea. Dar nu spune că administrația publică de orice nu este prea interesată ca omul simplu să se amestece în toate problemele. Dar acest, cum spune noi, sanitar, acest sanitar trebuie să existe, în care îți facă ordine de sus până jos. Eu vreau să duc un singur exemplu la ce dezastru duce neimplicarea populației. La ce dezastru? Spuneți câteva, vă rog. Există așa o agenție pe lângă aeroport care gestionează toate problemele, relațiile. Da, vă referiți la Moldața. O singură zi a lucrat un tânăr de-a suspușilor. Știți cât a primit el indemnizație? Jumătate de milion a primit. Vă zic că aici a fost și pentru și straniu, pentru staj de lucru, a primit, îmi pare, 50.000 de lei. Și staj de lucru, domnilor, de o zi. Iată? Dar este un singur exemplu, dar ele sunt mii. Ce înseamnă neimplicarea societății. Asta numai aceasta este. Noi trecem, auzim una la televizor și vor înțelegem alta sau în general nu-l ascultăm. Mai ales că această masă media astăzi este și ea capturată și tot așa cum este capturată Republica. Eu mă bucur foarte mult de activitatea televiziunilor regionale. Chiar au o informație atât de bogată și atât de legată de viața noastră de toate zilele, în toate celelalte, și onestă, da. Își face datorie. Chiar iată întrebarea de astăzi.
E, are o mare importanță. Uite, trebuie să se discute. Nu este o temă în discuție la televiziunile republicane din centru. Deci eu n-am întâlnit. Adică, băi, oameni buni, care e dreptul vostru să ne controlați? Da, da, ca sunteți bineșoși să nu organizeze. În treaba instituțiilor de stat și locale. Adică este o chestiune foarte serioasă asta. Adică, dezlegarea. Eu am vrut să mă cobor, doamna Tatiana, la nivel local. Ano, dacă ar fi, vreau zic, să fie așa cum scriu legile noastre și cum ne dă voi, care avem un șur de lege a lui în țară care dezleagă mâinile cetățeanului și dreptul la libertatea de a vorbi, libertatea de a judeca, libertatea de a învăța, libertatea de a munci, deși nu avem locuri de muncă. Deși terminăm studii superioare și plecăm pe hotare să lucrăm când iar nu avem locuri. Deși facem profesii de masă la școlile profesionale și la fel nu avem locuri de muncă. Adică faptul face impresia aici că de grabă nu o să mai fie de lucru pentru nimeni. Pentru nimeni. Uitați-vă, noi chiar în pedagogie, în învățământ, vorbesc și despre domeniul în care o leacă, mă pricep. Noi avem un număr foarte aproape jumătate din cadrele didactice de raion sunt pensionari. Cine rămâne? Care viitorul? Și vreau să vă spun că la ora actuală, dacă cineva mai lucrează de la oră până la oră, asta e sistemul educativ. Restul, nu știu, doamne, poate creșesc ceva, dar în restul, mă uit prin prejur, în restul așa e, fragmentat. Deci aici se lucrează, dar nu are viitorul nici sistemul asta. Cu părere de rău, s-a primit codul educației, vreau zic, a fost o treabă bună, să vedem ce o să fie pe viitor, dar vreau zic că sunt niște lucruri care mă dor, că la cei care în 89-90 am lupat pentru ei, am vrut să văd o democrație europeană aici, am ales niște oameni care, bă, vin tineri ăștia, bă, instruiți la Sorbona, la Iași, la București. Doamne, ce tineri avem cu cravat și cămașa albe, aristocratice. Au venit sau i-am înscăunat în locul celor care v-ați au fost. V-ați așteptat la o schimbare. Da, și toată lumea la o schimbare. Dar ia să vedeți acum. Ia să vedeți ce fac deșteptășorii noștri. Că dacă nu găsesc mai găsesc limba comună, Europa arăta din digiți foarte serios și o să doară nu. Lor, ei nu aveți grijă că ei sunt bogați, ei au destul tot ce le trebuiește. Lor, mai degrabă, aranjează. Credeți dumneavoastră că majoritatea care spun că sunt pro-europeni, toți sunt pro-europeni? Ei cu banii le trebuie de Europa, dar ei cu gândul și cu interesul mai aproape de Rusia. De ce? Că acolo se poate exact ca și la noi. Poate de corupție furat, mare. Da, de furat, mai teribil. De ce este importantă participare cetățenească și cum pot participa cetățenii la luarea deciziilor, veți afla din următorul subiect. De ce este importantă participarea cetățenilor? Participarea cetățenilor la luarea deciziilor este importantă din următoarele considerente. Contribuie la îmbunătățirea calității deciziei. Pentru cetățeni, participarea este importantă ca să transmită mesajul lor și să fie sigur că părerea lor este luată în considerație. Cetățenii sunt clienții serviciilor publice, de aceea este important ca o autoritate publică să consulte clienții serviciilor sale atât pentru a evalua calitatea lor, cât și pentru a colecta idei și sugestii noi pentru îmbunătățirea acestora. Cetățenii pot oferi perspective foarte diferite de funcționarii publici. Sporește interesul și acordul cetățenilor cu decizia luată și astfel ridică gradul de respectare a acestora. Este un proces natural atunci când persoana este consultată. Aceasta este predispusă spre respectarea mai mult decât atunci când opinia sa este ignorată. Duce la respectarea relațiilor din comunitate, deoarece cetățenii se întâlnesc și discută problemele de interes pentru comunitate, se ascultă unii pe alții și în final ajung la anumite concluzii acceptate mai mult sau mai puțin de către toți. Sporește gradul de răspundere al autorităților publice față de cetățeni și față de societate, deoarece autoritățile publice știu că se află sub controlul strict al cetățenilor, care își exprimă acordul sau dezacordul cu deciziile luate de autorități. Contribuie la creșterea încrederii acestora în autoritatea publică. Deseori, deciziile sunt luate într-un context necunoscut de cetățeni. Spre exemplu, bugetul statului trebuie să corespundă anumitor limite și criterii stabilite la nivel central. Din această cauză, primarul și consilierii trebuie să facă alegeri între ce este urgent și ce poate fi planificat mai târziu. Aceste alegeri uneori nu sunt înțelese de cetățeni, de aceea consultarea lor în procesul de planificare a bugetului este importantă. Văzut cât de importantă este implicarea cetățenilor în rezolvarea problemelor comunității și aș vrea să-mi spuneți acum, cum pot oamenii să se implice în viața comunității? Să-mi spuneți câteva exemple concrete. Domnule Buzut.
Păi eu sunt convins că sunt foarte multe zone în care omul se poate implica și foarte multe moduri de a te implica. Enumerați câteva. În primul rând, cetățeanul de rând trebuie foarte bine să se informeze ce se petrece în jurul lui. În localitatea sa. În localitatea sa și în țară. Doi, fiecare cetățean trebuie să urmărească cu atenție activitatea autorităților, fie publice, fie locale. Cum? De bine, de rău se publică diferite dări de seamă, rapoarte, despre activitatea unor instituții, unor autorități locale. Credeți că când vede cetățeanul nostru toate grafele astea care sunt în presă sau pe ecran, el în vremea asta respiră. Deci că las treaca asta și apoi să mă uit sau să citesc mai departe. Dar tocmai acestea sunt punctele principale la care omul de rând trebuie să tragă atenție. Dumneavoastră atrageți atenție la aceste chestiuni? Chiar în, da, este de cei de urechet. M-am uitat eu acolo unde s-au dus banii și sunt sigur că tot raportul acesta este un ieralaș, este un fel de terci care ascunde multe lucruri. Ia să vedeți, va ridica cineva receptorul și să sune. Dar este la executiv raional sau la primărie, este așa un om care se ocupă cu relațiile publice. Sunt. Deci, știi cineva, nici eu nu știu, când nici n-am de unde îl știi, numărul telefonului la această persoană, ca să suni și să întrebi. Deci, numărul se află, dar răspunsul la întrebări nu primim. Vedeți, eu, la vârsta mea, mă implic numai atâta cât mă frige. Dar cum să nu te implici tu, licean, care ție ți aparține viitorul? Tu, celă care îmi fără lucru, tu, celă care nu știi să aduni, să lei tăi de curmei. De ce ești atât de pasiv și nu ridici un receptor? De ce nu bați la o ușă? Iată, modalitățile de a te implica sunt multe. Dar, în primul rând, prin intermediul mass media, de oricare origine nu ar fi ea. Și, iată, ar trebui ca inteligenția noastră, eu urmăresc presa și republicană și nu scrie lumea, nu scrie nimic. Eu aduc laude ziarului raional al nostru, aici se găsesc materiale destul de importante, de legate de viața noastră. Dar ce, ați văzut vreun scriitor de astăzi să se implice în viața publică? Nu, parcă nici nu avem aceste vreo 2-3 mii de scriitori care formează vreo 2 sau 3 uniuni avem acum. Și dacă aceștia nu fac treaba asta, ce fac aici omul de rând? Care de-abia de poate lega două cuvinte. Domnule Băuroș, dumneavoastră, vă implicați în viața comunității? Este vorba de mine. Este vorba că permanent. Sunt niște... Toată viața a fost o implicare, viața mea. Și nu regret lucrul ăsta. Începând din anii cei care a fost anii de renaștere națională, mișcare de renaștere, când drapelul fascist... Da, din câte vă cunosc, sunteți o persoană foarte activă. Da. Adică, dar vreau să zic că nu, eu vreau să spun că nu ne lipsește un lucru. Oamenii noștri, când se adună împreună și sunt, vreau să zic, într-o companie așa, la noi e primit când? La anunț, la cumătrii, la zile de naștere, la bancuri, la orice. Nu vin oamenii la o întâlnire pe interese. În lume sunt diferite, sunt cluburile, celor care le place berea, alții sunt legați care le place natura, alții care le place, vreau să facă niște binefaceri și așa mai departe.
Deci, la aceste întâlniri, cetățenii pot revindica niște lucruri, fiindcă, fiind împreună, discutând împreună, luând niște hotărâri în societate, între ei, sau întrebările societății, care doar pot ieși la administrația publică locală sau la ministerul de resort să puie. Dar mai e și altceva aici. Adică, cu părere de rău, la noi instituțiile publice sunt surde. Într-o lume normală, care e dincolo de hotarele noastre, adică este foarte receptivă, vreau zic că instituțiile publice sunt foarte receptive la ceea ce spune poporul, la ceea ce spun oamenii, părerea fiecare om. De ce, vreau zic că, de punem întrebarea, de ce americanii pentru un singur ostaș sau pentru un singur american sunt stare să dărâme o țară în Orient sau în altă parte? De ce cetățeanul meu este scump? La noi vreau zic că dacă ieși cu propunere, nu te aude nimeni. Și acum vreți să spuneți că cei care ne conduc sunt receptivi? Vorbea domnul Buzut, am despre niște lucruri foarte importante. Chiar după ce plec, eu mă văd. Anii ăștia patru cât am fost consilier, știu ce se face acolo, ce ies în presă, ce se ascunde după cifrele celea. Bani, eu dacă ar fi voie, nu vă supărați că zic greu. Eu aș lichida consiliile raionale. N-are comunitatea de a face consiliul acum făcut țările baltice. Comunitatea are de a face cu Ministerul Finanțelor. Direct, primește pe cap de locuitor și își aranjează lucrurile. Consiliile raionale sunt consilii sovietice, de culori politice. Sovietice. Și împart banii azi roșii, mâini verzi. Împart bani pe criterii politice. Dar aparatul, eu poate ridic o temă și o spun, scuipi cineva în ochi, o zic că tu ne vrei rău, că și tu ai fost consilier. Tu am avut aceeași părere. Da aparatul, da banii care trecoară printre astea, da să vă spun proiectele care vin direct la Spitalul Raional și altă parte și nu se implementează, dar dacă acolo nu șede omul nostru, nu-i Trandașir sau nu-i Gheorghină. De ce se face? Da, banii publici nu sunt cheltuiți pe cine. Așa, vreau că asta e chestiunea. Că trebuie să fie au fost unde mult un seminar, vreau că au venit câțiva reprezentanți din țările din Balții, din Estonia și ne-au povestit cum stau lucrurile la DG. La DG nu mai stau nimeni la ușa umilinței. Stai, ai stai dincolo, stai, da, funcționar care îți bate joc de tine și așteaptă ce să faci, să-i dai, așa-i? Da. Pe când la DG se rezolvă, adică dacă vine un cetățean, vine un cetățean la primărie, are o problemă, el o fixat-o de acasă și o trimis-o, el nu știe cine e omul care rezolvă întrebarea. Și atunci dispare și mita, distorsia, apar și alte lucruri. Un grup de tineri în orașul Nisporeni au venit cu o frumoasă inițiativă. Despre ce este vorba, veți afla din următorul subiect. Tinerii din Nisporeni își doresc să ofere culoare, creativitate și frumusețe orașului în care locuiesc. În acest sens, la sfârșitul săptămânii trecute, în centrul orașului Nisporeni, a apărut o pictură cu un apel: fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Inițiativa aparține unui grup de voluntari al Corpului Păcii, care activează la Nisporeni de aproximativ 2 ani și care a reușit deja să se impună și cu alte inițiative interesante și utile. The youth of the community mobilized in order to do something great and inspire one another. Without the mayor's help, without the support of community members and business owners, none of this was possible. So we thank everyone and hope you enjoy this mural for years to come. În ultimele câteva luni, noi am participat la diferite seminare, unde am adunat diferite idei, diferite imagini care reprezintă schimbarea, care se motivează pe cetățenii orașul nostru să devină cetățeni social activi și împreună cu suportul primăriei noi am ales și am selectat această imagine și acest citat. Imaginea reprezintă un cap de robot, ceea ce semnifică omul, fiindcă omul gândește de obicei mecanic ca toți ceilalți și câteodată el are idei bune care prin imaginea noastră sunt reprezentate ca fluturii. Ideile bune când sunt aplicate lasă o schimbare, fac o schimbare și au un impact în lume, spre exemplu fluturii care s-au așezat pe litere și au lăsat o pată de culoare. Primarul orașului Nisporeni, Grigor Robu, a declarat că este încântat de această inițiativă a tinerilor. Într-adevăr, acesta este un proiect frumos, inițiat de niște tineri cu inițiative care de către primărie a fost susținut cu mare drag. Am demonstrat tuturor că cu lucruri mici, cu bani puțini, se face
se pot face lucruri frumoase, care pot ieși în evidență. Acesta este doar un început. Sperăm și pe viitor să facem și, multe alte proiecte frumoase care să scoată în evidență frumusețea orașului Nisporeni și să demonstreze că, într-adevăr, schimbarea este în fiecare din noi. Ideea de a implementa acest proiect a apărut acum 2 luni, atunci când elevii din Nisporeni au participat la o sesiune de informare cu Terry Sylvester, un voluntar al Corpului Păcii și artist american. Acolo ei au discutat despre conceptele pace, prietenie, comunitate și schimbare, iar ulterior au creat imagini conceptuale menite să reprezinte aceste cuvinte. Iată, ați văzut cu ce inițiativă frumoasă au venit tinerii din orașul Nisporeni. Dumneavoastră, cum comentați această inițiativă? Cum vedeți această idee? E lăudabilă inițiativă și chiar îmbucurătoare, pentru că se vede că tineretul este primul care înțeles că trebuie să se implice. Ceva de făcut. Dar aici nu merge vorba despre implicarea în luarea deciziilor, în viața care ne va determina viitorul nostru. Dar începutul este foarte bun. Și mai ales că de la ei vine această inițiativă. Este de mare valoare astfel de inițiativă. Dar și aș vrea să adaug aici încă ceva important. Cetățeanul mic este educat în grădinițe, în școală și în alte instituții. Dar când devine matur, este uitat. Dar educația este o activitate care trebuie să fie permanentă. În clipa când ai încetat să te autoeduci sau să te educi, începi să degradezi. Prin asta se explică situația, indiferența populației noastre față de viața lor proprie. Și avem în societatea noastră, încât pe vremea Uniunii Sovietice, și acum dumnealui a spus că trebuie consiliile raionale lichidate. Eu sunt de acord cu lucrul ăsta. Dar trebuie de lichidat și cultura și educația. Din ce școli? De ce folosul de la ele? Ce educă ele acolo? Știu copiii ăștia istoria. Știu viața care este, se predă ceva în școală la noi despre ce își privește viața de toate zilele? O parte din ei cunosc. Băi, dar de unde? De la Albasat, de la Deșteptare, din alt ziar. Dar eu sunt convins și vreau să se supere acești oameni. Pentru că mai de ună, când trăiem în altă societate, pe lângă școli era universitatea pedagogică și se adunau părinții sistematic și erau informați cu diferite probleme, inclusiv cu educația. În instituțiile de cultură, mai ales în casele de cultură de proporții, dar și în biblioteci, dar se organizau lucrări de masă, serate de întrebări și răspunsuri și alte lucruri care contribuiau la educația masă. Cu ce se ocupa instituțiile de cultură? Cu divertisment. Sărim în sus, dansăm, arta se dezvoltă, e foarte bine, dar asta nu se datorează activității instituțiilor, dar datorită talentului acestui popor, care este extraordinar de talentat în toate domeniile. Da. Domnule Băuroș, dumneavoastră, ce părere aveți despre această inițiativă a tinerilor? Eu mă socot bătrân pentru așa o inițiativă, dar vă spun de ce. Nu în sensul direct a cuvântului, în sensul că, uite, ei știu a face lucrurile altfel în comparație cu noi. Noi, de obicei, am venit de acolo cu părere de rău și mai venim cu și cu ce a fost, ce am moștenit de acolo. Vine o generație nouă care văd lucrurile nu așa. Dar văd pe o problemă oarecare, hai să o rezolvăm. Și mie îmi pare că trebuie să învățăm și noi aici în etate niște lucruri și generațiile care sunt acum la conducere niște lucruri. Lucrurile trebuie făcute nu toate grămadă odată, te apoi de toate și cu părere de rău nu faci niciun apă la gap. Ei încearcă să facă, aveți Corpul Păcii, câțiva copii cu un străin, vreați cu o domnișoară străină, au început a face niște lucruri. Dacă primarul de orășel spune că noi suntem bucuroși, o să-i ajutăm de ajutat și o să fie. Noi avem o grămadă de ONG-uri. Hai să spunem, mulțumim de ONG-uri avem. Dar ce, vedem de urma lor ceva? Noi avem sute de ONG-uri în Republică.
avem sute de ONG-uri și unii este că strălucește unul, două, dar restul și scudăsele. Pe când în lume, de ce străinii vin? Vin din Olanda, vin din Danemarca, vin, ne deschid o casă pentru bătrâni și așa mai departe. Adică oamenii fac lucruri simple, dar foarte importante. Uite, știi, tinerii care am văzut, trebuie să ne învățăm de la dânsi și nu să facem la fel. Și conducătorii noștri, și din administrația, dacă ar fi o treabă, ar trebui să susții tineriștea. Adică de libelende, lasă pornească. Mâine o să fie altă inițiativă, poi mâine altă inițiativă. Și ar trebui și cetățeanul nostru din la oraș, de la stat, să învețe lucrurile astea. Că dacă facem un oviduct, este al nostru tuturor. Dacă facem un drum, este a tuturor, nu numai ce este în o gradă, e al meu. Aici țața, dar în drum, măcar capătul lumii. Adică tot ce ne înconjoară este al nostru. Noi suntem o participă din lumea cea mare care îi spunem natură. Cum cetățenii ar trebui să dialogheze cu autoritățile publice locale? Nu prea mi-e clar, dar cred că populația trebuie să înțeleagă cel mai sfânt lucru. Când țara asta, el este stăpân, nu primarul, nu președintele, nu ministru, dar el este stăpân. Pentru că ministerele, consiliile, președințiile, toate acestea există pe banii, pe banii lui, ca să-l servească pe acest mare stăpân, care este cetățeanul de rând. Iată, dacă el va înțelege lucrul acesta, că nu el este șurubașul cealaltă mic, dar el este volanul principal. Dar șurubul președintele, primarul, pentru că este trebuie să învârtească, pentru că primesc de la populație ce e cu ce ei prosperă. Și de ce avem această situație în Moldova? De ce instituțiile de stat nu sunt în slujba cetățeanului? Dar cetățeanul este în slujba instituțiilor de stat. De ce avem este invers? O anacronie, avem un vicevers aici, o situație care e absurdă, ca în teatru cealaltă absurdului. Dragii mei, în toată lumea, într-o lume normală, chiar sunt mai săraci care țări din Africa și din Orientul Mijlociu, să alege un parlament, să alege un guvern care să fie sluga poporului. Cu părere la noi, noi suntem sluga lor. Noi alegem și noi rămânem sluga acestui stat, cum îi spunem, guvern, cu parlament și așa mai departe. Ei, după ce se ridică acolo sus, ei uită de problemele. Au, cum spuneam, două văzut, au interese. Interese, ei vor să fie deputat care au interes, cealaltă îmi dă... pune sumă de bani ca să-și atingă niște scopuri, ca să facă niște monopol asupra unei ramuri a economiei, să aducă, să ducă, să facă. Nu îl interesează pe dânsul, vreau zic că durerea celor mulți. Eu zic la nivel... Și în această situație, cum cetățenii ar trebui să învețe ca să devină cetățeni activi? Mie îmi pare că situația asta care, spuneți domnul Buzut, situația asta care ne-a pus într-o albie extremală, o să ne pui să ne mișcăm cu toții. Că nu avem încotro. Nu este situația cea mai bună, adică spunem noi că numai așa de făcut, dar probabil o să implice pe fiecare. Durerea fiecare o să implice. Noi suntem o lume foarte răbdătoare. Vedeți cum am plecat, am lăsat țara, am plecat întâi câte una, pe urmă câte doi, acum familii întregi vreau să se refugiază. Deci, suntem o lume răbdătoare, dar vreați că nu poate până la nesfârșit. Adică ar trebui să înțeleagă toți. Începem cu la primarul. Deci lucrurile merg bine într-o primărie acolo unde primarul e alături de lume. Eu știu o doamnă care mi-a fost și colegă de clasă, Nadezda Dare, care a fost 14 ani, dacă nu greșesc. 21 de ani. A fost primară la Zberoaia. Dar păi, doamna aceea, o femeie josuță, așa, o femeie plină de inimă, uite, a condus satul ăsta, de eu știu că de când mai întâlneam cu dânsul, e vorbea despre, măi, trebuie să repar grădinița, uite, am probleme cu grupa aceea și copiii nu duc la școală nepregătiți, am probleme cu ce, de unii știe ea probleme, știe data fiind că s-a aflat printre oameni, știe durerile oamenilor. Alta e, cu lucrarea aceea, ce înseamnă ne-a ales primar? Capul satului, alegem noi,
Deci el trebuie să vie să rezolve problemele satului, nu să rezolve problemele lui de familie sau de neamuri sau mai știu ce probleme are el. Acolo se colucrează între oameni. Unii consilii lucrează, consilii care uită de partide. Eu aș zice așa, ministrul care vine, ca cum este acolo, ministrul care a fost chiar de numele unui partid, devine ministru sau prim-ministru, a intrat în guvern, a uitat de culoare politică. Fă-ți funcția, ai șeful pus, ăsta este șeful guvernului, fă-ți treabă. Și în sate, ia uite la nispore ce se întâmplă, când mergem în altă parte, ce nu este interesul cetățeanului din Nisporin ca să fie ales viceprimarul? Noi avem 3 sau 4 luni de zile de când se mânzăsc aleșii poporului din orașul Nisporin și nu pot accepta o candidatura care o propune primarul. Un gospodar, un cu sovite, citit, cult, care nu face parte din niciun partid. Și nu vor. Vor funcții. Dar știți cum spune domnul Buzut din Ioarea? Știți de ce le convine perioada asta din Bălmășală? Că se mai poate de făcut niște treburi urâte, murdare și la locul lor. Ca să nu știe ce, să nu fie pus în ramă toți. Asta e chestiunea. Domnule Buzut, ar trebui să existe un curs școlar de învățare a cetățeniei active? Printre altele, a fost așa un curs școlar, se numea deprindere de viață. Dar biserica este aceea care prima a sărit și strigă caraul să-l scoată în învățământ acest obiect. Și l-au scos. Biserica care este separată de stat, care nu trebuie să aibă nici o influență asupra statului. Dar dumneavoastră sunteți pentru un asemenea curs. Eu, de exemplu, am predat această disciplină și era foarte interesant. Acolo era și anatomie, acolo era probleme de juridică, acolo erau probleme de natură, de ecologie, de drept, de relații interumane. O disciplină foarte bună. Manual nu era, dar era programul. Domnule Boroș, dumneavoastră sunteți pentru un asemenea curs de educație civică? Eu nu pot să spun. Eu nu. Domnul Buzut este un om foarte, foarte școlit. Eu îl știu din tinerețe. O biblioteca dânsul nu s-o găsește rău la nimeni. Ești, nu că nu o are, că înainte era pe în anii 60-70 de modă. Știți, au fost 25 de ruble și doi prieteni și au venit peste 5 ani tot în carte și la pagina aceea au găsit banii la alt prieten care avea o bibliotecă foarte mare. El, într-adevăr, are o bibliotecă și e un foarte citit. Ei, dar uneori este vrazică, prea vrazică, hai să lichidăm școli, cred că a spus-o în ghilimele, că nu-i trebuie școală. Bineînțeles, ce nu trebuie știe. Eu vreau să zic că la ora actuală școala mai este, sistema educativă este unica ramură a vieții țării care își mai face dotărie de la oră până la oră. Și în școală lucruri urâte nu se vorbesc. Muncesc pedagogi așa cum sunt, cu salariile care le au, muncesc de la oră până la oră și când vin acasă trebuie să pregătească pentru a doua zi, fă-ți planuri, controlează caiete, pregătește lucrări de evaluare și așa mai departe. Școala. Altceva, domnul Buzut, părerea mea că a vrut să spui că școala nu pregătește copilul pentru viața de sine stătătoră. Nu îl pregătește. Avem un șir de disciplini, chiar prea multe, vreau să zic că disciplini de obiect. Generale. Avem 13, 14, 15, să vezi mititei din clasa întâia cu ce Iordane Ruzacul mă după cap, cu cum apelă sărmane la genunchi ajung. Deci, pe când ar trebui să fie disciplină mai puțin ele, dar școala să fie orientată pe lângă lucrurile bune care le face, pentru că bunătatea care o promovează și cartea care o face, să pregătească copilul și pentru viață. Eu am citit o romană, eram într-o rând în spital, nu mai țin minte, îmi pare că din Thailanda sau Filipine, un om foarte bogat și scria, adică am citit-o limba rusă, este hoci și bogat, ne ucis școlii. Dacă vrei să ajungi bogat, nu învăța școală. Fiindcă școala nu te învață lucrurile, vrească practice. Da, este un bestseller foarte interesant. Da, da. Și suntem pe final de emisiune. Vă rog să-mi spuneți de ce este importantă implicarea cetățenilor în rezolvarea problemelor comunității. Domnule Buzut, foarte pe scurt. Pentru asanarea societății noastre, pentru ca omul să trăiască decent, este nevoie ca toate deciziile care privesc publicul, care privesc populația care privesc țara să fie luate de cei care își aleg conducerea și de conducere care trebuie să aibă grijă și să stea permanent cu urechea
la vocea poporului. Fără acest lucru, noi vom rămâne unde unde suntem astăzi. Dar noi astăzi suntem unii alții au fost în secolul 16-17. Domnule Băuroș, o concluzie de final. Eu, concluzie de final, ce să vă spun eu? Eu mai stau și mă gândesc la tinerii cei care am văzut din oare pe ecran. Eu cred că cetățenii ar trebui să se unească. Este speranță. Da, să se unească în grupul de interese. Să unească, la urmă, știți în stare notat ce am văzut? Bătrânii care sunt de vârsta a treia și aceia au cluburi de, pe interes, au cluburi, vreau să se întâlnesc unii cu alții și duc o viață cu totul altă. La noi, la omul la 60 de ani, de acum nu mai trebuie să nimeni. Stă în casă. Da, dar viața altfel, forfotă altfel într-o țară normală. Este un început. Eu cred că lumea o să trezească. Nu credeți că bunăstarea care a venit în țările dezvoltate din lume a venit fără anumite eforturi? Sute de ani. Dar cum? Au luptat pentru bunăstare, pentru libertate, pentru independență și dreptul la viață. Că noi vorbim de anumite dreptul la existență, dar pe lângă dreptul de existență, în afară de bani și el, sunt încă 10 de lucruri care trebuie să le rezolvă oamenii. O să avem un stat, o să avem un guvern și o să avem un parlament atunci când o să fim noi alegătorii conștienți de ce facem și ce alegem. Eu vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Participarea cetățenilor la conducerea societății este un drept, dar și o responsabilitate. Cetățenii au responsabilitatea de a controla acțiunile autorităților pentru a preveni și împiedica abuzul de putere. Nu uitați, participarea cetățenească este esențială pentru o bună guvernare și o dezvoltare locală. Toate bune!